Printre jucătorii care au evoluat la Fotbal Club Zalău în sezonul trecut și pe care conducerea clubului și îi dorește în continuare la echipă, se numără și atacantul Cristian Tăbârță. Acesta nu a fost de acord în prima fază cu oferta conducerii clubului zălăuan, dar în cele din urmă a acceptat să rămână la formația zălăuană. Clasată pe ultimul loc în ediția trecută de campionat, Fotbal Club Zalău dorește să facă o figură mult mai bună în sezonul 2016-2017 a Ligii a treia de fotbal. În acest sens, conducerea clubului a purtat primele tratative cu cei mai valoroși dintre jucătorii pe care i-a avut în campionatul trecut, printre aceștia aflându-se și atacantul din Republica Moldova, Cristian Tăbârță. Acesta nu a acceptat inițial propunerea președintelui Ioan Morar, însă în cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord. Dintre jucătorii aflați la final de contract, cu care conducerea a mai purtat tratative în această vară, s-a mai ajuns la un acord cu Raul Stanciu și Alberto Vălimăreanu. Portarul Cristian Mann va da un răspuns până la finalul acestei săptămâni, la fel ca și fundașul Tonko Robert, care a susținut zilele trecute examenul de bacalaureat. Pentru postul de portar, conducerea a reușit să ajungă deja la o înțelegere cu zălăuanul Claudiu Băican, goalkeeper ce a evoluat în sezonul trecut în Liga a doua la Olimpia Satu Mare. Președintele Ioan Morar a mai afirmat că lotul va fi definitivat în proporție de 90% până luni 18 iulie, când este programată reunirea lotului.